Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ne-am reîntâlnit la un eveniment care poartă marca Rotary. Un eveniment pe care aș fi vrut să-l încep cu o întrebare. Slobodia Colinda. Da. Și cu siguranță mi-ați fi răspuns, da, e slobod să colindăm, pentru că prin colind nu facem decât să deschidem porțile cerului pentru a-l putea primi pe cel ce s-a deșertat din slava dumnezeirii să se nască și să crească, să ne mântuiască. Acesta e Crăciunul, nașterea Domnului Iisus Hristos, iar bucuria nașterii ne dă sentimentul profund al apartenenței la veșnicie. Nu mai suntem singuri. Îl avem pe Cel ce ne cheamă la Sine și nu se leapădă de noi. Bucuria aceasta am transmis-o din casă în casă cu trăistuța în spate și cu bucuria în suflet pentru a afla cu toții că Domnul și Mântuitorul a plecat din Raiul Cel Luminos. Doamnelor și domnilor, un regal al acestei seri pentru care a priori vă mulțumim că ați fost și că rămâneți alături de noi, îl vom începe în câteva momente. Spun câteva momente pentru că aș dori ca în preambulul serii luminoase de colind la Dej câteva cuvinte să ni le adreseze și primarul comunității noastre, inginerul Morar Costal. Bună seara tuturor, stimați participanți! Astăzi la Dej am avut un maraton de colinde, un maraton de colinde care a demarat în joare 14, organizat de Astra de Jeană, pe urmă la ora 16:30 de primăria municipiului Dej, și iată, ne întâlnim și în această seară la concertul de colinde oferit de Clubul Rotary. Este un moment de înălțare, un moment sensibil, un moment ce înseamnă să respectăm tradițiile și să le transmitem mai departe în timp. Parcă se așează atmosfera de sărbătoare în centrul orașului, suntem uniți alături de Clubul Rotary, de cei care au organizat această manifestare, transmite respectul și aprecierea noastră pentru tot ce înseamnă tradiție, cultură și obiceiul nostru lăsat de la părinții și bunicii noștri. Vă doresc din suflet o seară frumoasă, vă doresc din suflet sărbători fericite și la mulți ani alături de cei dragi. Bună seara tuturor! Iara, bine ați venit! Mă bucur că sunteți alături de noi. Bucuria Crăciunului o simțim o dată pe an. Este sărbătoarea sărbătorilor care ne-a adunat în această seară, care ne face să fim mai buni și datorită căruia suntem astăzi aici să ascultăm câteva colinde care să ne împuneze și care să ne umple sufletul de bucurie. Vă doresc sărbători fericite, să fiți sănătoși și tot ce este mai bun să intre în casele dumneavoastră. O seară frumoasă! S-a închis lumina fereastră aprinsă, că-i vremea umblatului și a colindatului. Păpotiega de mătasă, dintr-o casă în altă casă. Slobodă colindă! La dulcina mărului în brață, colindă, colindă.
trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu că mai există în zona Chiuiești-Strâmbu o enclavă folclorică. Noaptea-n drum să nu-i apuce, iar oamenii din cetate, iar oamenii din cetate, i-au răspuns cu răutate, i-au răspuns cu răutate. Du-te, du-te și ne lasă, du-te, du-te și ne lasă, că n-ai loc la noi în casă, că n-ai loc la noi în casă. Care am intrat e de binecuvântat, după legea creștinească, numele să-și împlinească și între lumânări aprinse, mesele să-i fie întinse și îngăcate cu bucate, să trăiți cu sănătate și în unire și în cinstire, că ne-ați dat adăpostire. Să le împărtășim.
noastră, crede lumină lasă. Să mânăm ca să toate, la mulți ani cu sănătate. Sărbători fericite! Ave Maria! Noapte de vis.